Bună, România, ne-am întors în direct. O așteptăm pe doamna Olguța Vasilescu, propusă, promisă la guvern să vină să dea câte ceva, pentru că există acest reflex al Partidului Social Democrat în momentul când fac câte o năzdrăvenie în partea aceea, să vină să ofere pe partea asta arată ca să pară totuși că lucrurile merg spre bine. De fiecare dată când o vedeți pe Olguța Vasilescu la televizor, să intrați în panică. E semn că ceva s-a întâmplat acolo și îi vin să astupe cu niște gesticulații în partea asta altă. O așteptăm pe doamna Olguța Vasilescu să vină cu niște promisiuni. Între timp, Partidul Social Democrat este în această febră de inaugurare, de reformare, de restructurare a statului întreg. Au rezolvat problema legilor, deci în acest moment legile vor intra, merg mai departe, statul își va cunoaște noul curs. Bun, între timp să știți că vor interveni și asupra omului și a dat seama, bă, am înțeles cu legile, trebuie să schimbăm și om. Problema este om. Cu legile le-am schimbat, acum urmează schimbarea omului. Bine că nu, bine că PSD n-are genul ăsta de preocupări, Radu, că acum dincolo de orice glumă la PSD există deja omul perfect. Da. Dar există chiar doi. În momentul de față e o dezbatere internă, înțeleg, în Partidul Social Democrat, dacă pe omul perfect e Liviu Dragnea, cum e normal că e președintele partidului, sau ar trebui anihilată și tentativa asta de leadership, da, și s-ar merge pe omul perfect Florin Iordache. Că din punctul meu de vedere, Florin Iordache e PSD-istul perfect. Acolo dar apărurile sunt împărțite. În schimb, în timp ce noi aici, în România, suntem preocupați de legile justiției, de suspiciuni rezonabile sau indicii temeinice, de modul în care poți scăpa mai ușor de pușcărie sau din potrivă, cum te poți apăra de abuzurile procurorilor, în Marea Britanie, oamenii au altfel de preocupări. În Marea Britanie, de exemplu, Ellis Roberts, profesor la Universitatea din Birmingham, s-a gândit că e momentul să facă niște actualizări corpului uman. Adică omul e bine lăsat așa cum este, e doar bine, că s-au mai produs niște evenimente între timp și atunci trebuie adaptat, reformulat un pic. Și s-a lucrat intens cu specialiști din toate domeniile, până la specialiști în grafică, da? În efecte vizuale. S-a lucrat și în sfârșit, în urmă cu foarte puțin timp, într-o emisiune difuzată de BBC, la Muzeul de Științe din Londra, a fost în sfârșit prezentat noul om perfect. Cum ar trebui nu să merge către ideea omul nou. Nu merge către ideea comunismului și... Nu comunism, nazism, fascism, da, toți au vrut să facă omul. Da. Domnule, corpul omul nou. Perfect. Cum și ar trebui așa să ar se trebui prezinte? Să arate omul în zilele noastre. Să arătăm din nou imaginea și să vă spun cam care sunt principalele modificări pe care... Se va interveni un pic și asupra omului, nu numai asupra justiției omului. Le-au făcut omului specialiștii din Marea Britanie. Deci corpul perfect al doamnei profesor Roberts ar avea picioare puternice de emu. De ce? E nevoie de picioare puternice, da, de emu în țara, în lumea asta. Piele reptiliană. Pielea asta nu faci nimic. Dar pielea reptiliană au deja, presupun că prin piele reptiliană se referă la piele de reptilă, da, nu? Da, da. Pe asta nu au deja politicienii noștri? Ba da, sunt Și picioare schimbător de emu, din câte știu, au, că fug repede. Urechi și ochi uriași, tâlpi cu trei degete gigantice. Și urechi să audă mai bine. Bun, hai să auzi. Și bineînțeles, doamna Lia Olguța Vasilescu. Să auzi și noi pe doamna Vasilescu cu promisiunile. Sprijini pe cei care au capacitatea de muncă, dar nu vor să o facă, motiv pentru care ne-am gândit ca să îi sprijinim pe toți cei din mediul de afaceri care vor să facă angajări în perioada următoare. În acest sens, statul va plăti suma de 2250 de lei, echivalentul la 500 de euro lunar, angajatorilor care încadrează șomeri și beneficiari de ajutor social, pentru fiecare din aceste persoane, pentru perioade de până la 5 ani, în funcție de categoria din care viitorii angajați fac parte. Sumele vor fi oferite pentru angajarea de tineri absolvenți de orice fel de formă de învățământ. Mă refer aici la școli profesionale, la învățământ gimnazial sau liceal, tineri greu angajabili, marginalizați, ucenici, indiferent de vârstă, stagiari, adică absolvenți de studii superioare, persoane cu handicap și persoane care se află în prag de pensionare. Bineînțeles că angajatorii vor putea oferi o sumă mult mai mare de bani decât cea care este la ora actuală acordată de stat pentru fiecare nou angajat, astfel încât salariile din România să se apropie de valoarea plătită în celelalte țări ale Uniunii Europene și să determine stoparea exodului forței de muncă. Față de anul trecut,
statul dublează subvențiile pe care le oferă angajatorilor și ne așteptăm ca șomajul să scadă în continuare, deși la ora actuală suntem la minimum istoric de după Revoluție, și să determine ocuparea persoanelor inactive care sunt asistate social. După adoptarea acestei ordonanțe de urgență, Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă va acorda subvențiile către angajatori și, bineînțeles, că va derula o campanie de informare pentru tot mediul de afaceri, astfel încât banii să fie absorbiți cât mai rapid. Vă mulțumesc! Da, momente emoționante cu doamna Olguța Vasilescu, care a venit brusc să rezolve problema. Dom'le, a venit și a venit cu niște promisiuni, ați văzut, exact pentru mediul de afaceri, care în acest moment nu care cumva să iasă oamenii în stradă. Stați un pic că vă oferim. Gestul este sinonim celui făcut de domnul Viorel Ștefan în momentul în care nu mai știu ce se produsese atunci. Tot așa se întâmplase ceva în legătură cu legile justiției. Dacă tu înțelegi de ce sunt plictisit, adică telespectatorii noștri înțeleg de ce sunt plictisit. Acum 25 de minute explicam strategia PSD. Fac o boacănă în justiție în cazul de față, o repar apoi cu puțin bănuți. Haideți, domnule, că avem niște bani de dat. Păi vă dau niște citate. Da. Statul va plăti angajatorilor. Statul va plăti. Deja, suspiciune rezonabile, indicii temenice. Sumele vor fi angajate pentru oferirea de tineri. O achitare, domnul Dragnea, nu mă deranjează chiar. Știi cum e acum, care n-a făcut o angajare efectivă în viața lui, deja. Da, domnule, că... Pentru tineri. Deja aici, domnule, că am eu un băiat de vârstă asta. E ca un băiat de vârstă asta. Indiferent de gradul de școlarizare. Pac. Deci luați și analfabeți? Există speranță și pentru ministrul economiei. Deci este un mod de o propagare. Stai, Radu, că n-a terminat. Instaurată într-un mod extrem de previzibil de PSD. Stimularea de angajare pentru tineri, bătrâni, marginalizați, persoane cu handicap, toată lumea. Domnule, oricine. Și pentru tinerii rezist, mai ales, dacă ați participat la un meeting rezist. Vezi, primit din partea noastră. Pentru protestatari, pentru pesediști, pentru antipesediști, da. Pentru oameni competenți, pentru incompetenți, pentru oameni cu handicap, pentru oameni fără Dumnezeu, handicap. Să nu sărim pentru categorie. Oameni tineri, pentru oameni bătrâni, pentru oameni de vârstă mijlocie. Pentru oameni tineri bătrâni, că există tineri pentru bătrâni. Pentru șomeri, dar și pentru oameni care au deja un job. Da. Domnul Olguța vrea să-i angajeze și pe cei care nu caută un loc de muncă. Și cei care nu vor să muncească, locuri pentru oameni care nu vor să muncească. Da. Bani din cer, se poate și asta. Guvernul PSD e capabil. Și finalul apoteotic. Statul dublează subvențiile și pleacă așa. Pleacă de parcă a fost doar o boare răcoroasă într-o zi toridă de vară. Și așa a fost. A fost ca o ploicică binevenită, doamna Lia Olguța. Cine a răcorit așa în căldura asta, domne, extraordinar. Ne-au stropit cu Lia Olguța după ce ne-au încins cu legile justiției. A plouat cu reușite din partea doamnei Olguța Vasilescu. Cât de prost e poporul ăsta? Mă rog. Nu e neapărat prost. Poate e deștept, poate vrea să muncească. Hai, domne, lasă-mă. Dar o scară de incendiu a promis doamna Olguța Vasilescu. Vor am întrerupt omul cu picioare de emu pentru femeia cu buzunare pline. Da, noi povesteam omul pe care trebuie să-l reabilităm de asemenea, nu numai legile, ci și omul cu picioare cu emu. Nici nu mai vreau să mă întorc la omul cu picioare de emu. Am văzut-o pe femeia. Bun, hai să vedem pe Liviu Dragnea, pentru că să știți că femeia cu limbă de lemn. Să știți că așa cum a fost construit Liviu Dragnea, este omul perfect. Deci multă lume am văzut că îl ironizează pe Dragnea pentru acea mustață pe care o deține. Să știți că fără mustață Liviu Dragnea parcă n-ar avea sens. Uitați-vă un pic la o fotografie, trebuie să dăm jos burtierea ca să vedeți și ce scrie, că e important și ce scrie pe domnul Dragnea, că scrie acolo în mod ironic delegat, pentru că mai sunt două zile și trebuie să vedem, poate legăm ceva. Cred că a scris domnul Andrușca, pentru că n-a lăsat spațiu unde trebuie. Dar uitați-l ce om inconsistent este fără mustață. Uitați-l ce om fără amploare este domnul Dragnea fără mustață. Dom'le, fără mustață nici nu stai să-l asculti. Ce vreți, domnule? Lăsați-vă mustață și vă întoarceți. Deci, practic, îi dă un pic de seriozitate. Îi dă un pic de are ceva acolo, o mică șmechereală pe care, dacă n-ar fi mustața asta, ar avea-o degeaba. Bun, Liviu Dragnea, omul perfect, așa cum vorbeam mai devreme, și ne întoarcem la ce vă anunțam un pic mai... înainte să ne întrerupă doamna aceasta, doamna de la muncă. Dom'le, la Tecuș, să știți că s-a tăiat o panglică pentru scara de incendiu. Deci toată lumea, tot Tecușul s-a adunat în jurul acestei panglici, în jurul acestei scări. Nu știu, poate era panglica mai importantă decât scara. Mai mult pentru panglică. Dar fiind la Tecuși, în zona aceea a Moldovei, nu e panglică, că parcă domnul Popa e din zona Moldovei. Trebuie să mai urci puțin spre dealul pe care s-au așezat analfabeții. Aha. Acolo e panglică. Imagini incendiare de la Tecuși, unde s-a adunat tot orașul să taie o panglică
la o scară de incendiu. Păi la ce să tai dacă asta s-a construit? Ia uita ce zice. Ar fi vrut să tai o panglică la autostradă, dar dacă s-a construit o scară... Dom'le, e important că s-a construit, nu s-a dărâmat. Primarul Tecuciului, domnul Cătălin Hurdubaie, a participat și la o ședință foto cu momentul în care a tăiat panglica la ușa laterală a clădirii. Da. Din imagini nu reiese însă clar ce legătură are ușa cu scara exterioară de incendiu și mai ales unde se află obiectivul inaugurat. Înăuntru. Înăuntru. E o scară de incendiu înăuntru. Hai să încercăm să dăm de domnul primar să-l felicităm pentru această reușită, această scară de incendiu foarte importantă. Multă lume va zice, domnule, stați un pic că nu e. Dacă îmi dai un incendiu. Dar știi că este o scară de incendiu în interiorul clădirii. Da. Nu e în exterior. Contactat de cei de la Libertate, el a zis așa, domnul Edilu, a zis așa, este impropriu spus scară de incendiu, este aproape un corp de clădire. Care are doar o scară. Deci e o scară alternativă, să deci, nu fie neapărat de incendiu. S-ar putea incendiu să nu fie utilizabilă, da. Dar vezi că a venit toată lumea din județ? Vă văd. Alo, bună seara! Aoleu, ne-a închis. Era spus scară de incendiu. Era... Să nu se fi împiedicat, domnul primar. Încet. Hai să mai sunăm un coatra, domnul Hurdubaie. Încet cu telefonul pe scara de incendiu. Da, care a inaugurat această scară de incendiu și noi trebuie să-l felicităm. N-am reușit să-l felicităm pe domnul Iordache pentru inaugurarea legilor justiției. Poate încercăm la domnul Hurdubaie, totuși. Ia să vedem. Hai să sunăm. Domnul primar, de la Tecuci. Nu, e gata, ne închide, e clar. Nu vrea să primească laude. Domnul, un om modest, nu vrea să fie... Vă dați seama, tot această desfășurare pentru o scară de incendiu, la nivelul ăsta este în acest moment România entuziasmată, încântată de faptul că s-a făcut o scară de incendiu. Domnul Hurtubaie ne și prostește. Mă rog, pe cine reușește? Astăzi suntem în zodia asta, eu da, n-am cum ce să... A zis? Nu. Vine și explică. Dom'le, ea trebuia să arate cumva și arată altcumva, asta e. Suntem implicați în sistemul de învățământ și de fapt asta contează. Da. Deci dânsul a făcut o scară, domnule, o scară, care nu e o scară de incendiu. Adică dacă ia foc școala aia care nu știu dacă are avizisul, scara aia nu salvează vieți. E o porcărie. E o prostie. Da. Așa. Și domnul Hurdubaie de la Tecuci crede că e implicat în sistemul de învățământ. Deci domnul Hurdubaie din Tecuci, vă dați seama că dumneavoastră la următorul examen de bacalaureat veți aștepta așa cu inima cât un purice. Să vedeți rezultatele. Domnule, să vedem dacă învață mai bine că eu m-am implicat în sistemul am de învățământ. Am făcut și scara aia acolo. Am făcut o scară de incendiu. Domnule, avem scara de incendiu. Poate să fie scara de valoare acolo, poate să fie, depinde. Domnule, poate să fie o scară... Fiecare la scara lui, România poate o scara măgarului. Mă rog, acum, problema e următoare. Întrebarea care se pune este, mă uitam la steagurile care erau pe aici, pe acolo, în acel moment festiv și mă gândeam, zic, domnule, o să-i pus bine steagul? Steagul României, am văzut că există o preocupare de a fi pus tot timpul invers. Niciodată nu se știe când e invers, pentru că nu se știe cum trebuie pus de fapt. Nu știi cum e. Nu, de ce a întrebat cineva vreodată? Da, râdeam, glumeam în incinta aici despre momentul straniu petrecut în weekend când s-a greșit iară steagul oaspeților noștri. Din țări străine. Între timp a fost primit la Iași domnul ambasador al Marii Britanii și s-a pus acolo, s-a folosit steagul Marii Britanii, doar că, mă rog, s-a folosit steagul scos din uz încă din anul 1800. S-a pus un steag mai vechi. S-a pus un steag un pic mai vechi. Asta au avut oamenii la Iași, acum am înțeles sigur, nu e ultimul steag. Da. Nu e cel mai nou. E un steag vechi pe care nu îl mai folosește Marea Britanie. Adică... În regulă. Dacă pe ăsta l-am avut, păi ăsta este steagul pe care l-am avut noi. Nu avem steag de ultimă generație britanic. Omul ăsta a învățat, domnul ambasador al Marii Britanii a învățat limba română, de multe ori îl ascultăm în momente de astea. Vorbește limba română mult mai bine decât domnul Andrușcă. Chiar asta are un rost. Evident. Deci domnul Brumel, cum îl cheamă domnule? Domnul Paul, ca să-l punem în postura de român, Brumel. Paul Brumel. Paul Brumel, Paul Brumel care vorbește româna perfect. Sigur că da, nu i s-a găsit un steag. Dânsul ar fi putut să vină cu steagul său de acasă. Că te duci într-o țară amărâtă. Da. Te duci, vii în Marea Britanie, îți convine, ați fost imperiu, i-ați colonizat pe oameni aia. Îi punea să vă facă curap în casă. Noi aici țineam porțile Europei de păgâni. Nu ne-am permis. Vii tu, nu te gândești, poate n-au. Vii cu un steag de acasă, pregătit. De unde să avem noi steag? Am avut, sigur, 1800. Da. Și nu mai e bun? Eu l-am văzut, era întreg. Bine că nu vine domnul Tudose să pună pe cineva să fluture în loc de steag. Adică deci și aici e o problemă. Steagul unei țări care nu mai există. Deci îți dai seama la Iași.
capitala culturală a Moldovei. Acolo e pe bază de inteligență, da, cultură și rafinament. Ai, da, văzut ce avea un Iași? De intrase primarul prin telefon să ne explice. Avea o statuie deosebită, da, o... nu știu ce. Acolo ei sunt pe bază de artă, da, cultură, știință. Au greșit steagul băieții noștri al unui stat care nu mai există. Ce au venit cu steagul Imperiului. Nu mai e Imperiu. S-a sfințat Imperiul, nu a rămas cu steag. E clar că nu suntem făcuți să ne întâlnim cu oamenii. E clar treaba nu asta. Suntem. Hai nu să suntem plecăm de la premiza. Nu suntem scoși în lume, domnule. Dar este o constatare pe care guvernul României a făcut-o încă de pe vremea în care steagul ăsta era în vigoare. Adică acum nu știu câți ani. În anul 1800. Bun. 1800, hai să vedem seama, totuși, pentru că există o procedură la guvern. Guvernul a înțeles, domnule, noi ne întâlnim cu tot felul de oameni, dar de ce să ne complicăm noi? Este o procedură la guvern prin care niciodată nu se difuzează imaginile cu sunet. Niciodată. Adică noi avem niște oameni care apar, n-au nicio problemă, dar ideea este să nu îi ascultăm. Asta e toată chestia. Domnule, greșeala ar fi să-i și ascultăm. Deci avem niște mini în guvernul român, sunt niște mini. Dar încă de pe vremea lui Victor Ponta. Sigur că hai să o luăm așa, de la Ponta încoace. Victor Ponta ți s-a părut un mare comunicator? Păi nu, problema lui Ponta a fost cu MTO atunci. La meteo. Domnule, era foarte bună imaginea dacă era difuzată fără sunet. Când în momentul când s-a băgat și sunet, s-a complicat tot treaba. De cloșcă în momentul în care s-a ridicat problema MTO-ului. Da, iată niște imagini de la o întâlnire pe care a avut-o la nivel înalt domnul Victor Ponta, că altfel nu putem să-i spunem. Ce-o fi spus domnia sa aici? Domnul Victor Ponta spunând de lucruri pe nume. Dacă înțeleg ce vrea asta. Cred că e militar, nu? Da. Păi uite că și tu ești în uniformă. Uitați, avem și noi uniforme. E vorba de comandantul suprem al forțelor aliate din Europa. Iată niște imagini. Mi-a schimbat viața cu informația asta. Iată niște imagini cu fără sunet. Sigur că da. Mai da, departe, da, să știți că niște dacian cioloși n-au băgat sunetul. S-au gândit, bă, nene, haide să continuăm pe această linie. Dânsul și cetățean francez. Guvernul României, în continuare, iată imagini fără sunet. La întâlniri cu... Dacian cioloși n-avea sonor nici la întâlnirile cu guvernul său. Da. O delegație a Congresului Statelor Unite venise acolo și iată imagini date de pe... Da, dar uite, zâmbeau, era, atmosfera era plăcută. Era și păcat să strici cu sunetă în imaginea asta. N-aveai cine știe ce, dar poate spuneau glume. De ce să tensionezi? Păi domnule, trei niște cadre de la întâlnire, păi dar nu s-a zâmbit decât când a spus gluma aia porcoasă, domnul ministru. Mai departe, hai să mai mergem și la cine mai fost. Hai să mai luăm și alții premieri ai României, domnul Tudose, de exemplu. E bine, la domnul, și la domnul Tudose și era sonor, pe domnul Tudose și nu îl difuzam fără sonor. Da. Chiar mi se pare deplasat să-i adaug sonor, domnule. De ce i-am adăugat sonor? Nu se înțelege, e zgomot de fond, adică e inutil. Uite, domnul Tudose la un moment dat s-a întâlnit cu secretarul general al NATO. A avut și întâlnire, viața lui. Ca să fiu sincer, eu cred că întâlnirea aia n-a fost fără sonor. Chiar cred că a tăcut domnul Tudose. Poate că acolo avea sonor, exista sonor. Un cuvânt nu scot. Nu cred că a fost, deci cred că se auzea pe fundal. Doar treceau mașinile pe stradă, cum era. Deci aici nu s-a răscos niciun cuvânt. Imagine, domnul Tudose pe vremea când era avea gura uscată. Om de stat. Deci săracul încerca respira pe gură, că avea și nasul înfundat. Ăsta e singurul motiv pentru care își mișcă buzele. Deci practic e o procedură pe care... Când se uită unul, nu se uită ălălalt. Pe care a preluat-o și de care a beneficiat domnul Dăncilă, dar nu s-a făcut procedura pentru doamna Dăncilă. Nu, de-aia veni mănușă. Nu s-a fi inventat procedura asta pentru doamna Dăncilă, dar nimeni n-a beneficiat de această procedură ca doamna Dăncilă. Ce vreau să spun? Deci am văzut Victor Ponta, Dacian Cioloș. Mai lisește unul. Sorin Grindeanu, vedem imediat. Domnul Tudose și doamna Dăncilă. Deci numai PSD și plus Cioloș, care oricum a fost validat în Parlament și de tot PSD. Tot de Partidul Social Democrat. Deci ce votează PSD-ul ca guvern? Să nu se audă. E pe mute? Nici măcar musca nu se aude. Deci ăștia, uite-te puțin. Dar e și păcat, pentru că ar fi distras atenția sunetul de la freza domnului Grindeanu. Dar tu ca premier ai acceptat vreodată să fie difuzate niște imagini cu tine fără sonor? În ce scuze că intervinea și Tudorel acolo în cadrul... Păi dumneavoastră nu știți că domnul Tudorel e cea singura constantă a guvernului PSD? Da, a fost acolo. Hai să vedem înapoi un pic, să revedem pe domnul Tudorel. Dar domnul Tudorel chiar are nevoie de sunet, îmi pare rău. Ia uitați-l. Ia uitați-l acolo. Domnul Tudorel ascultă muzică. Ia uitați, e chiar lângă domnul Grindeanu. Dacă încep să discut, nu ați venit în vizită de lucru, vă facem și cetățeni. Da. Îl sunăm pe domnul Andrei Timu de la cetățenie, le dăm cetățenie la oamenii ăștia, că o să aibă nevoie de atâta rezidență ca să scurte tot discursul domnului Tudorel Toader, că nu se mai întorc acasă. Da, domnul Grindeanu este chiar lângă guvern, așa cum de exemplu este, a scos la iveală această informație, DICOT-ul, care pare că muncește, nu stă degeaba, nu există degeaba. DICOT-ul, da, a găsit un bordel chiar lângă guvern, adică era chiar... Dar în guvern propriu-zis au fost? Dom'le, salonul de masaj erotic de la guvern, zice titlul, care de avea lângă guvern. 46 de menajere.
Dumnezeu, în Palatul Victoria s-a intrat, eu atât te întreb. Eu mă gândesc că dacă era lângă. Pentru că uite cum e povestea aici, cum zice. Polițiștii, brigăzii au... așa, nu știu ce poliție, nu, asta. Deci ideea este că s-a... mă rog, era o casă chiar lângă și poate că mulți ar fi greșit, ar fi greșit intrarea și s-ar fi trezit în cadrul guvernului și chiar ar fi înțeles că cu asta se ocupă acolo. Pentru că știm cu toții că politica e o... Nu, nu vreau să neapărat să... generalizez, dacă dar... descindeau în Palatul Victoria, erau oști... au găsit la, nu știu, la 50 de metri de Guvernul României un bordel. Un bordel. Interesantă moment. S-au dus în ce direcție? Că eu știu cum sunt așezate sediile partidelor politice. Da. S-au... Depinde și cum s-a ajuns acolo. S-au dus spre aviatorilor, poate... da. Pe Chiselef. Cum au? Pe ce direcție au luat-o? Nici nu dau seama, exact, ai... chiar lângă stânga, pe acolo, în stânga imediat. Păi dacă de toate, deci, caut exact să te uiți la Guvern în stânga... Da. Păi le găsești pe toate. Doar un nou depistat. Au găsit un lucru. Doar 47 de menajere. Mai căutați. Domnii de la DICOT. Mai căutați, că mai știm noi câteva. Dar de ce sunt cu menajere? Pentru că la un moment dat cei care avea acest business au zis, domnule, hai să ne facem carte de muncă, suntem aici lângă guvern, să plătești niște taxe și a găsit această formulă. Și atunci a atras atenția. Domnule, sunt cam multe femei de serviciu acolo. Păi da, ca să fie curat. Ați văzut de exemplu la protestul Partidului Social Democrat, s-a făcut un pic de mizerie și ați văzut ce imediat s-a instaurat din nou curățenia. Au intervenit cele 46 de femei de serviciu. Bordelul ăsta cu 47 de femei de serviciu sau 46 câte erau. Da. Eu am senzația că nici noi nu mai știm câte suntem. Câte sunt ele? Da. Așa. Îți spun că am senzația că lucrurile erau în mai multă legalitate decât în sediile de partid politic. Adică eu nu știu dacă acolo toată lumea lucrează onest. Uite. În interesul cetățeanului și al plătitorului. Pentru programul de guvernare, pentru creșterea nivelului de trai. O vilă cochetă cu două etaje situată pe strada Duhul Iacov. Matei Modrogan 22. Din București, la doi pași de clădirea guvernului. Deci, practic, DICOT a descoperit bordelul chiar la... Deci, imediat da, să vedeți o vilă cochetă la PSD. Sunt mulți clienți care au intrat. Vilă cochetă la ALDE. Vilă cochetă la PNL. Da? Corespunde descrierii. Toți sunt cocheți aici. Adică la cochetărie, la cochetărie nu intrece nimeni. Avem, și toate au câte două etaje. Ați văzut că și în guvern sunt multe apariții cochete. Nu vrem să dăm nume, nu vrem să facem reclamă. Marele palat al Victoriei. În acte, stabilimentul funcționa sub acoperirea de salon de masaj erotic. Așa îi spun și ei. Da. Sediu partid politic. Respectiv, Guvernul României. Vrem executiv. Să facem un mic masaj. Deci, practic, așa e, ca un... masaj, guvernul ăsta, mă rog, necerut. Băi, de nimic. Oamenii aia măcar făceau o bucurie. Contra cost, dar făceau o bucurie. Eu tată te întreb. Ce bucurie să faci ție Guvernul României? Guvernul României este... Asta vreau să știu. Lasă că nu e legal. Poate e legal, poate nu e legal. Poate mâine vine o lege de asta. Câștigă fetele astea, menajerele astea, câștigă alegerile. Și se ducă, își pun în comisia juridică niște menajere de ale lor, așa... Și la un moment dat va veni o propunere, domnule, să fie legalizat orice vrem noi. Răzvan, acum, iar iertați-mă că... Uite, poate se mobilizează mai bine. Iertați-mă că vorbesc cu păcat. A mai fost o propunere de genul acesta. Noi avem bună România, dar exista și bună pentru România. Nu vreau să intrăm în detalii, doar că vreau să spun așa. Vreau să o punem în această... Dar oamenii ăștia să fac un serviciu. Da. Moral, imoral. Păi și partea și la guvern, tot în zona curățătoriei sunt. Oamenii ăștia ne curăță și pe noi. Nu numai, eu nu știu dacă sunt mai... Se face curățenie, domnule, au curățat tot. Bun, haideți să mergem către domnul Daia, care, auzind el această chestiune care se striga în piață, auzind ce cere piața, piața striga și zicea ciuma roșie, nu? Și lui s-a părut, așa striga piața. Acum eu vă spun cu ce striga zis, piața. Domne, carnea roșie e grea, nu vă recomand ciuma roșie, mergeți pe ciuma albă. Da. E mai vara cel puțin, vă recomand multă ciumă știți albă. Că domnul Daia, spre diferență de domnul Dragnea, care adună piața, domnul Dragnea adună piața, face, așa, domnul Daia face piața. Și atunci domnul Daia, auzind că se strigă în legătură cu roșiile, a venit cu acest program pe fonduri europene prin care, domnule, a băgat bani în roșii. Și toată lumea, toți fermierii români sunt producători de roșii în acest moment. Există această idee, ciuma roșii. Eu oamenii ăștia și pe agricultură, tu îți dai seama. Deci, roșii. Tate, ce n-ar fi scos ei niște, nu știu, galbene, ceva. Da. Tot pe roșu, totul e cu roșu, totul e pe zona cam de roșu. Cam un roșu. E cam un roșu, suspendem un roșu. La plante, fructe, legume, galbene, nu mai există. Da. Totul e roșu. Hai sau să vedem... nu știu, mergeți pe verde, pe ecologiști, ca să nu zic altceva. Da, haideți să vedem, haide să vedem domnul Daia, mă rog, are acest program care e perceput ca fiind o reușită, e atât de bună reușită încât, domne, se aruncă roșii, se produc atât de multe roșii în România încât nu se mai poate opri. Nu mai avem ce face eu cu roșii. Eu am o idee ce am putea face cu ele. Să aruncăm... Să facem un festival, deci, ca practic, în Spania, da.
dar nu cu tauri, cu politicieni. Există acest festival pe care am putea să-l inaugurăm și noi. Hai să vedem imagini cu roșiile care sunt atât de multe încât nu mai avem ce face cu ele. Așa aruncați. Așa, nu trebuie. Ce, nu vindeți, aruncați? Da. Mai de la porți. Producția este foarte și bună și de calitate. Ce faceți, că nu reușiți să o vindeți toată producția? O dăm așa cum este, la prețul care este, măcar să ne scoatem banii. Ați fost nevoiți să aruncați din roșii? Am fost nevoiți să aruncăm pentru că ne ducem astăzi la piață și nu le dăm. Și a doua zi trebuie neapărat să trecem prin ele că se strică. Și restul ce se strică le aruncăm. La ce preț vindeți roșiile? Acum la 5 lei baxul de 25 de kilogram. Sunteți nevoiți să le vindeți la prețul de nimic? Păi suntem nevoiți pe o parte, că ne trebuie și bani, ne trebuie muncim, avem datorii la substanțe, la astea trebuie să le plătim. Chiar și așa reușit să vindeți marfa la prețul acesta? Stăm pe piață până o dăm la samsari, pe nimic. Reușiți să mai scoateți ceva? Să mai scoate măcar cheltuielile. Supermarket? Nu ați reușit. Piața noastră de Anguru aici. Atât? Atât. Și astăzi e 20 de bani. Astăzi în piața e 20 de bani. Ați reușit să vindeți ceva? Acum nu. Astăzi nimica. Și ce o să faceți cu el? Le aruncăm. Ne plimbăm și mâine și pâine și le aruncăm. Iată ce s-a ales de programul domnului Daia, de programul cu roșiile. Păi oamenii ăștia le aruncă, dar nu le aruncă cum trebuie. Degeaba le răstoarne așa. Ele trebuie aruncate. Și trebuie să ai și direcție, deci trebuie să ai un sens. Adică e păcat de roșii, domnule, e păcat de ele. Ele trebuie să-și găsească un sens, o țintă. Eu vă dau așa un sfat. Da. Să fim un pic întreprinzători. Nu le mai aruncați pe câmp, nu le mai vărsați așa prin iarbă, că deși arată frumos combinația cromatică, mă rog, cam ungurească, dar nu contează. Veniți cu ele în Piața Victoriei și când se organizează un protest, știi? Veniți și distribuiți acolo. Nu distribuiți, contracost. Contracost. Să facem un pic de economie de piață. Da. Ești protestatar, n-ai venit de acasă pregătit, vii probabil de la muncă. Dom'le, n-ai la tine o roșie, n-ai un măr stricat, n-ai cu ce să arunci. Te duci acolo la o tarabă. Dom'le, cu cât dați roșiile? Dom'le, sunt foarte bune pentru aruncat. Dom'le, încerca să mă împropodești. Cu cât dai kilo de roșii? Dom'le, un leu, un leu jumătate. Partea alta e mai ieftin. Te duci și să-ți iei mai multe tarabe așa. Exact. Îți cumperi un kilogram de roșii, începi să arunci în guvernul României. Iese doamna Dăncilă, îi prinzi un pic parbrizul mașinii. Iese domnul Tudorel Toader, 45 de minute și că domnul Tudorel Toader stă acolo în rond în Piața Victoriei, nu reușește să iasă. Nu știu că l-au filmat. Era acolo, era. Domnul Tudorel a zis că aveți de depuși rământ. Ți-a mai tehnici, că nu avem drumuri în țara asta, sau de două ore pe drumul ăsta. Se pare așa. Da, dânsul era blocat acolo în sensul girator. Arunci cu roșii. Da. Există, ai soluții, ai ce să faci cu ele. Ai ce să faci Tăricianu. Cu ele. Puțină bunăvoință. Domnul Tăricianu. Domnul Tăricianu a produs astăzi o mărgică. Da. Pe care sper să-și o atorne așa la gât. Da. A spus în felul următor astăzi, pe fondul discuțiilor despre nou cod penal, nou cod de procedură penală, România a devenit cu ajutorul DNA țara cea mai coruptă din Europa. Dumnezeu, nu fiți modest. Nu fiți modest că și dumneavoastră la Aldei și ați participat, de la PSD, ați ajutat. Cât ați putut, deci ați nu doar DNA-ul, dar ești cu ajutorul DNA-ului. Cu ajutorul DNA-ului, dar lăsați că o făcea și singur dumneavoastră. Nu știu, trebuia să se implice DNA-ul. Deci nici dacă mai rău v-au încurcat. Mai rău v-au încurcat. Au făcut antijoc. Da. Deci dacă vă lăsau în ambientul dumneavoastră, domnul Tărician, cum aveați dumneavoastră toți condamnații pe liste, frumos de tot, și când mai spune cineva că sunt dosare politice, dau un citat din Dian Popescu, candidat ALDE. La un moment dat, decizie definitivă, un an și jumătate cu suspendare. Și ce spune Dian Popescu? Eu chiar mă bucur, putea să fie mai rău. Deci când se bucură omul la un an și jumătate cu suspendare, eu zic să o lăsăm mai moale cu astea instrumentate politic și așa că... Da. Între timp, să știți că sunt probleme mari peste hotare, adică probleme sunt nu neapărat în țară, cât mai ales la românii din diaspora. Domnule, Matteo Salvini este ministru italian de interne și prezent la o emisiune a început să vorbească. Și nu doar că a început să vorbească, dar a început să ne facă de două parale cetățenii romi, trimiși la muncă în străinătate, că noi avem... Zici că i-am trimis pentru un program, o bursă specială a Guvernului României de mers în Italia. Să-l ascultăm pe domnul Matteo Salvini făcând niște acuzații crunte. Sto facendo preparare al Ministero degli Interni un dossier sulla situazione Rom in Italia. Mi sto facendo fare una ricognizione della situazione Rom in giro per l'Italia per vedere chi, come e quanti. Ecco. I Rom italiani, purtroppo te li devi tenere in Italia perché non li puoi espellere.
Da, păi se poate așa ceva, domnule. Păi se poate așa ceva. Ce relevanță? Iau cetățeni de etnie irelevantă, așa se spune. Asta e sintagma. Domnule, domnul Matteo Salvini, lumea poate știe poate... acum că e ministru de interne, că i-ai spus tu. Spunem noi că e și vicepremier al guvernului italian, dar poate unii scapă din vedere faptul că este secretarul federal al Ligii Nordului. Care da? Știm cu Liga toții... Nord. Liga Nord, cu ce Liga se ocupă? Liga Nord e partid extremist, adică... Dacă ne miră și Liga Nord că face... Dacă Liga Nord, Lega Nord, cum spun ei, nu da. Face declarații astea, cine vrea să le facă? Andy Radiu, jurnalist, Gazeta Românească. Poate le face Andy Radiu. Bună seara! Bună seara, bună seara! Cât de gravă e această declarație și care e atmosfera în Italia? Că aici, în România, a fost comunicată într-un fel ca fiind foarte gravă, ca fiind o chestiune aproape la limita diplomației, nu? Dintre cele două țări. Nu, nu e gravă, sub nicio formă, nu vorbim de așa ceva. Chiar și italienii râd de Salvini, să ne înțelegem. Salvini a luat doar 17% la alegerile parlamentare și a obținut procentele astea doar în baza declarațiilor de tipul ăsta. Bine, dacă el până acum se situa doar ca lider al unui partid extremist care participă la alegerile electorale, care vrea să ocupe loc în Parlament și înțelegea toată lumea, acum această declarație vine din postura ministrului de interne și a vicepremierului, practic, al Italiei. Deci, da, ca să intrăm un pic în detalii, era cerut un recensământ al romilor, nu? Cam asta a fost ideea. Exact. Orice politician spune că va face un recens... Nu, că va cere un dosar. Deci traducerea, dacă ne uităm exact, el spune că va cere un dosar, deci un raport cu toate... cu situația romilor din Italia. Cum Dumnezeu să cer situația romilor din Italia când ei sunt peste tot? Sunt câțiva, câteva locuri de tabere de astea de nomazi. Dar nomazi se plimbă peste tot. În plus, pe buletinul lor, ăla românesc, sau pe pașaportul ăla românesc, nu scrie că e rom, sau că e țigan, sau că e... Nu scrie că este rom, scrie. Nu scrie așa, rom, că vine din... Nu scrie. Păi nu, din deci nu scrie că scrie. Păi da... Scrie rom de la România, ca să explicăm da. Gluma. A, aia e altceva. Da. Păi nu e altceva, exact. Adică etnia nu exact poate fi spune. Stabilită. Etnia nu poate fi stabilită exact. Printr-un document oficial. Stați să ne înțelegem, cu siguranță, dacă tot a făcut declarația asta și ca să arate probabil că, că e coerent, că menține promisiunile, nu? Atunci se va duce probabil într-o tabără de asta de romi, de toate etniile, că nu sunt numai români. Sunt 7.000 de națiuni acolo. Și da. Îi va aresta pe câțiva, îi va pune vreo două autobuze și va trimite. Dacă să spui că scoți românii din romii sau, eu știu, românii din Italia, e deja departe. El a explicat faptul că n-are o problemă cu romii din Italia, asta e situația, romii italieni. Era o problemă cu romii albanezi și romii români. Asta, mă rog. E altă aberație, îți dai seama. Deci cum să spui tu că îi dai afară numai pe romii români sau albanezi? Dumnezeu, ce fel de romii ești, domnul? Eu am până la urmă, bate câmpii. Dar să ne înțelegem, italienii râde el la declarațiile astea. Nu trebuie să râdem noi. Dar explicăm un pic. Haideți să explicăm puțin ce cu partidul ăsta, că sigur așa apare partid extremist, le e frică oamenilor să mai iasă din casă. Lega Nord susține că nordul Italiei ar trebui să se rupă de sudul Italiei, de exemplu, și are o problemă și cu italienii din sud. Nu are ne probleme doar cu țigarii din România. Pe chestia exact pe treaba asta pe care ai spus-o tu acum, da. Ei și-au schimbat și denumirea, ei au schimbat denumirea partidului din Lega Nord în Lega. Simplu Lega. Da. Așa, ca să nu mai facă distinție între aia din nord și aia din sud, adică între băia bogați și aia săraci, aia deștepți și aia proști. Că, îți dai seama, în alegeri n-ar fi câștigat, ar fi pierdut foarte mult. Problema e că și-au schimbat numele doar de formă. Deci, într-adevăr, pe buletinul de vot găsesc cetățenii italieni numele Lega. Dar numele complet este Liga Nordului pentru independența Padaniei în continuare. Adică s-au mascat așa niște oameni care nu mai vor rupere Italiei în două. Dar numele oficial al formațiunii tot ăsta e. Da. Adică sunt un pic impostori. Ce să... Da, e clar că au făcut niște sondaje și au dat seama că dacă își mențin acel nord în denumire, da. Sudul nu va mai vota și așa mai departe. Deci ei oricum în alegeri nu au mers pe altceva. Ei n-au venit cu o soluție economică, n-au venit cu, eu știu, cu o propunere de nu știu ce tip prin care italienii s-o ducă mai bine. Au vrăjeli legate de emigranți, de faptul că va salva Italia de tot negrii care străbat Italia de la un capăt la altul și primesc ajutoare sociale, care ocupă, eu știu, da. Piețele, care bat carabinierii. Mulțumim.
mulțumim, care mulțumim Andy Rădiute, să luăm publicitate. Mulțumim pentru intervenția ta. Trebuie să tragem această concluzie a acestei părți de emisiune. Domnule, Olguța Vasilescu vă transmite de la obraz, rămâneți liniștiți la locurile voastre. Sunt bani. Sunt bani, avem bani. Așa cum domnul Violet Ștefan a apărut, mi-am adus aminte și când, chiar înainte de decizia CCR-ului în defavoarea doamnei Chiove, și atunci a apărut domnul Violet Ștefan dând credite pentru tineri, da, fără, da, în neștire. Da. O fi luat cineva? Așa, deocamdată nu se știe. Deocamdată nu, dar urmează. Doamna Olguța Vasilescu a venit și a dat credite pentru oricine. Deci subvenții. Subvenții. Statul dublează subvențiile, spune doamna Lia Olguța Vasilescu, sugerând că ar fi bani cât să acopere și modificarea legilor justiției. Rămâneți la locurile voastre, publicitate și ne întoarcem. Bună România! Da, bună România, ne-am întors în direct. Cum privim, siderează acest guvern înzestrat din loc în loc cu câte un om incapabil să grăiască, incapabil, neavând darul vorbirii, deci nu neapărat de făcut e vorba, ci nici măcar de vorbit cu unii dintre membrii guvernului, nu se poate face nicio legătură. Bun, cum stăteam noi așa mirați, iată că vine un raport al Băncii Mondiale pentru Dezvoltare, care ne spune faptul că suntem totuși înfruntați și în zona aceasta, avem o rată, o rată a analfabetismului funcțional de 42%, fiind campioni în zona asta la nivel european. Deci suntem cei mai reușiți din punct de vedere al analfabetismului. Avem oarecare reușită în zona asta, spre care ar trebui să nu privim, să nu privim cu modestie. E o reușită, adică nu e ușor să fii totuși cel mai analfabet, adică cel mai analfabet funcțional. Ar fi mediocru să fi fost la mijloc. Așa că ești cel mai analfabet, mi-i spune... Radu, când președintele României susține că ai în funcții de conducere oameni care suferă de analfabetism funcțional, bine, nu suferă, îi suferim noi din cauza analfabetismului lor funcțional, acum pe tine ce te mai miră? O chestiune interesantă, procentul elevilor cu performanțe ridicate din România este cel mai scăzut din Uniunea Europeană. Și toate poveștile alea cu olimpicii noștri, care demonstrează că, domnule, România se face carte, domnule. Da. Cum se mai face nici carte? Mai mult de un sfert din copiii din mediul rural abandonează școala înainte să termine clasa 8-a. Am văzut că domnul din Tecuș, domnul primar din Tecuș, a inaugurat... Încă o scară. Încă o scară de incendiu. Era nevoie domnul primar din Tecuș, că nu că se iei soluții să evadeze din universul un pic a rezolvat în această chestiune, domnule. Bun, să zicem bună seara domnului vicepreședinte PNL, Laurențiu Leoreanu, care are și o statistică interesantă publicată pe această temă. Bună seara! Bună seara, vă salut! 179.000 de elevi, ziceți noastră, înscriși la clasa 8-a, nu? Da, din care circa 30.000 nu s-au prezentat la examenele naționale din acest an. Un număr foarte mare, considerăm noi, și dacă coroborăm, iată, cu încă un procent rușinos pentru România, că 19,3% din tinerii cu vârstă între 18 și 24 de ani nu se află cuprinși în nicio formă de învățământ, dar nici nu dețin un loc de muncă, putem spune că învățământul merge pe un drum sublim, pe un drum foarte bun, dar care lipsește cu desăvârșire un viitor normal pentru o țară normală. Dar am văzut la un moment dat că era și o practică tocmai pentru a nu scădea prestigiul instituției să nu se înscrie la examen elevii care nu sunt capabili de trecere sau erau bănuiți ca nefiind capabili de a-l depăși. Adică bagă covorul, bagă mizeria sub preș ca să se vadă în casă că e curat. Da, e un fel de lucru de a ne fura căciula singuri. Eu am fost peste 20 de ani profesor la catedră, din care 11 ani director de colegiu, și vreau să vă spun că seriozitatea, modul în care te implici într-o unitate școlară, modul în care profesorii își fac treaba, dau și rezultatele, dar în momentul de față am birocratizat învățământul într-un așa hal, încât se aleargă doar după adeverințe, după diplome, după tot felul de lucruri care adeveresc că ai ieșit cu copiii în parc sau ai făcut o ședință cu părinții, se fac metri liniari de bibliorafturi, încât procesul instructiv educativ este lăsat pe un loc secund. În loc să măsurăm progresul școlar, să măsurăm performanța școlară, noi măsurăm kilogramele de hârtii pe care le arătăm și le depunem pentru a obține diferite Domnule deputat Leoreanu, pe de altă parte, noi aici în România avem senzația că absolut toată lumea e licențiată în cel puțin o disciplină de învățământ superior, că toată lumea este absolventă de învățământ superior, cu asta trăim noi, pentru că în România, e drept, avem foarte multe fabrici de diplome, adică n-ar trebui să ne ferim să recunoaștem că sunt multe instituții de învățământ superior, unele chiar de stat, care poate nici n-ar trebui să poarte această denumire. Vine domnul ministru al educației de la o unitate de învățământ superior de calitate îndoielnică,
potrivit evaluărilor din legea educației, nu spun eu. E, avem această statistică pe care o afișăm din nou pe ecran, ne arată că nici măcar în condițiile date, cum instituțiile astea de învățământ superior sub nivelul mării, ca din punct de vedere al calității, nu reușim să atingem media europeană în ceea ce privește studiile superioare. Adică în timp ce 39,9% dintre europeni au studii superioare pe zona de 30-34 de ani, în România doar 26,3%. Adică nici cu facultățile astea legere, accesibile oricui, nu reușim să facem programul, să facem prima școală. Facultate. Da. Trebuie să existe. Da. Două lucruri aici de comentat. Noi avem o vorbă, românii, știți cum se spune, multă lume, puțini oameni. Da. Putem parafraza să spunem mulți licențiați, puțini specialiști. Dar eu nu știu dacă în această statistică, acum trecând pe partea cealaltă, se ține cont de absolvenții cetățeni români care sunt licențiați în universități sau facultăți europene sau în alte țări din afara Europei. Nu cred că schimbă procentul. Da, nu cred că schimbă esențial procentul, ceea ce înseamnă că, într-adevăr, oricum am dat-o, suntem pe o fibră destul de subțire, de firavă, pe ceea ce înseamnă un învățământ performant. Da, e trist. Mulțumim pentru intervenția dumneavoastră, nici în privința meserilor, să știți că nu stăm mult mai bine. Uitați, avem o informație terifiantă, a murit singurul podcovard în România. Hai să vedem imagini de la fața locului. Deci aveam un podcovard, un om care știa o meserie, bă, l-am pierdut și pe ăla. Hai să vedem. Cum era domnul Vasile Podcovaru? Un băiat deosebit, muncitor, serios, își făcea treaba la orice oră din zi și când îl chemai, venea și își făcea treaba. Ce să zic, un băiat serios. Am înțeles că ați vorbit dumneavoastră cu el acum 2 săptămâni, joi, la Podcovipe. Mi-a podcovit un cal pe Ramon și vineri l-a luat salvare. Când am auzit că are cancer la colon, mi-a spus fiul său. Și a făcut septicemie? Da, s-a rupt cusătura aceea și a făcut septicemie. A fost un șoc, bănuiesc, pentru toți cei de aici? Pentru toată lumea, pentru că el a stat pe picioare. Nimeni n-a știut că e bolnav. Domnule Dumitru, cum vă afectează moartea podcovarului? Ne afectează foarte grav și ne dorim ca conducerea, în cel mai scurt timp, să rezolve această problemă. Pentru că caii trebuie spotcoviți, antrenați și chiar avem nevoie de un podcovar. Da, ei sunt cam greu de găsit. Cunoașteți un podcovar dispus? Da, a murit podcovarul și trebuie să rezolve primăria să-l aducă înapoi. Cam asta e mesajul. Știi ce e cu adevărat trist? E că citeam așa programul de guvernare. Da. Și am înțeles acolo că pe lângă cele zecile de milioane de săli de sport vor să construiască încă un hipodrom. Da. Că nu ajunge hipodromul de la Ploiești. Știi că aici este... Dom'le, românul e pasionat, dacă nu se duce la hipodrom sâmbătă, unde se duce? Nu mai este în casă. Păi, noi mai construim un hipodrom, dar noi nu mai avem podcovar nici pentru singurul hipodrom de la Ploiești. Adică, vedeți că s-ar putea să trească să aducem podcovar din străinătate. În schimb, să știți că nici cu hingherii nu stăm bine, această, mă rog, această meserie extrem de controversată, ca să zicem așa. Hai să vedem niște imagini cu niște hingheri incapabili să scoată un câine de sub mașină. Mă rog, hai să vedem niște imagini controversate. S-ar lua 10 lei pe un câine. Mizerilor. No, hai să nu-mi p***am pe agit, le iau acum acasă. Aoleu, frate, săracul. Da, ai zice și săracii, oamenii ăștia că par, sigur că nu e o fericire să fie ei, să ai așa o meserie bizară. Bun, ne reîntoarcem mâine de la ora 18. Abia până asta atunci. E o fericire. Da, să aveți mâine la ora 18. Să aveți o Românie bună în continuare. Toate cele bune.